Recunosc că după Megane Tech mă gândeam că nu o să mai am aceeași părere bună despre electricele de la Kia, dar pare rău pentru Megane și pentru Renault și pentru oricine altcineva, dar practic dacă Soul ăsta arăta un pic altfel, că nu, mie nu-mi place, adică subiectiv vorbind acum, gusturile nu se discută, deci exteriorul nu mi se pare atrăgător, nu e pe gustul meu. Dar cum merge mașina, aș da banii pe azi. Adică chiar mă gândeam, adică aseară m-am băgat în pat și mă gândeam, bă, să le zic ăstora să iau mașina asta, parcă totuși nu-mi place, nu sunt convins de cum arată. Dar cum merge, vă spun, este absolut fenomenală mașina și o să discutăm împreună acum la drum de ce are tot ce îi trebuie ca să fie în top, în panoplia de modele electrice care au apărut acum cu diverse prețuri, că ai de la Spring până la EQS sau mai știu eu ce, alte Rivian și alte nebunii de bani mulți. O să setăm o viteză de, că n-avem ce turații să mai vedem acum, și o să setăm un 80 de km pe oră și să ne ocupăm un pic de cum consumă. Eu am mai mers cu Soul-ul ăsta la Frankfurt, nu exact mașina asta, deci o știu. Știu ce poate, am văzut-o și acolo pe autostrăzi care la vremea respectivă încă nu aveau limită de viteză și am putut să ne distrăm cu ea cum trebuie. Experiența mea până în momentul ăsta cu acest model roșu pe care l-am, am făcut 128 de kilometri ieri. Range-ul afișat când am luat mașina era undeva la 384 de kilometri. Am făcut 128 și am avut un consum mediu de 17 kWh în condițiile în care am stat foarte mult pe loc. Avem frigider cu compresor în mașină, are 55 de W consumul și încărcat telefon mobil, mă rog, în dispozitivul wireless, clima pornită, dar condus numai în modul eco. Astăzi și o să vedem și ce facem în continuare. Avem un consum mediu de 14,5 kWh, dar mașina nu a staționat foarte mult cu clima pornită, adică practic am mers, am făcut undeva la vreo 70 ceva de kilometri. Și vedeți că avem 342, ca să vă și arăt, să, da, 71,7 km și range-ul afișat e 342. Dacă am fi mers numai în oraș, am fi avut cu siguranță peste 400 și ceva de kilometri range afișat, dar așa mașina simte ce facem noi și cum facem. Banda roșie pe care o vedeți acolo e consumul instantaneu la viteza asta. Repet, frigider cu compresor în mașină, telefon mobil la încărcat, alt telefon conectat cu Android Auto prin cablu încarcă și pe ăla, și clima, modul eco, deci există consumatori pe mașină destul de mulți. Aș zice că suntem undeva la un, nu știu ce să zic, e acolo, poate să fie un 13, 14 sau mai mult. Eu o las un pic să meargă la 80 pe drum drept, ca să vedeți cum e, și pe urmă o să mă mut la 90 de km pe oră. Ideea este că ne mutăm acum la 90. Ideea este că ce am observat față de povestea de la Frankfurt, de care vă tot spun, când am luat prima oară contact cu generația asta nouă de Eniro și E-Soul. Deja la momentul la care filmăm noi acum acest E-Soul, există o altă generație de Eniro care se așteaptă în showroom-uri și care va fi cu siguranță cel puțin la fel de spectaculoasă ca vechiul model. Dar ce voiam să spun, că la momentul la care am luat contact cu mașina asta în care mă aflu, practic undeva în 2019, deja am fost total impresionat de ea. Ulterior au apărut modele mai spectaculoase la Kia, EV6, da? Și mai sunt și altele care urmează să vină cu arhitectură de 800 de volți. Am avut discuția asta și cu oameni care au mașină electrică de mult timp și au mai multe mașini electrice în curte și mi-au spus,
băi, vezi că față de cum ai fost încântat la momentul în care ai mers cu Eniro și E-Soul în 2019, se întâmplă niște chestii acum. Eficiența nu mai are cum să fie aceeași, pentru că, de exemplu, atunci mi-amintesc că am scos cu Eniro undeva la 12,8 sau 12,3 kWh consum mediu, ceea ce părea spectaculos la modul cum am mers cu mașina. Și multă lume mi-a zis, nu mai e așa la modele noi, în speță la EV6 și chiar și la astea care se vând în 2022, pentru că sunt o grămadă de echipamente suplimentare, mașina s-a îngreunat, a devenit foarte sofisticată și o să fie greu să mai scoți 12,3, și se vede asta, adică deja vedem că avem 14,5, dar repet, în condițiile în care e acel frigider care nu îl poți nega că are un consum semnificativ, și mergem cu clima pornită, deci fără restricții, dar clima e pe mod eco, pentru că modul eco are niște setări în care poți alege cum să meargă. Ideea este că, deși afară e foarte cald, sunt 31 de grade Celsius, clima e setată la 22,5 grade pe auto cu mod eco, deci eco și clima, și face față fără probleme, adică diferența față de modele Renault, de care m-am mai plâns, sau Suzuki, este destul de mare. Adică ăștia chiar știu să facă niște chestii și de asta zic că senzația mea a fost, după ce am condus și Tesla Model Y destul de mult, mi-am dat seama că Eniro și E-Soul rămân în continuare niște mașini absolut fenomenale, ținând cont de momentul în care au apărut. Și ce vedem acum? Cât consumă la 90, ne mutăm și la 100. Ce pot să vă mai spun? Din momentul în care mi-am montat stație Tesla în curte și ulterior și panouri solare, eu nu mai am niciun fel de range anxiety pe care l-am avut întotdeauna cu mașini electrice. Pur și simplu nu mă mai interesează. Deci nu mai am nicio treabă. Cu 338 ăștia pot să merg toată ziua, pot să, adică să-mi fac treburile practic în orice situație și să fiu relaxat, pentru că știu că mă duc seara acasă, o pun la încărcat și n-am nicio treabă. Unul din punctele slabe cumva pentru unii la acest E-Soul este faptul că vine standard cu o încărcare de 7,5 kW și opțional ai posibilitatea să mai dai, nu mai știu câte, 458 de euro sau ceva de genul ăsta, și să ai onboard charger de, hai să zicem, 11 kW, 10,5 de fapt, trecut la ei. Am încărcat și eu ieri cu 10,8 mi-a afișat pe stația mea Tesla și practic îmi spunea că în 3 ore mi încarcă mașina, nu mai știu ce range aveam, n-am fost atent la momentul ăla, eram undeva la 200 și ceva, 260 și ceva de kilometri, și când am pus-o la încărcat mi-a arătat 3 ore că se încarcă și mi s-a părut, am zis, bă, da, e ok. Adică mă duc, mănânc, mai fac un pic de treabă la birou și după aia am mașina full și am plecat. Pragul pentru mine la care autonomia nu mai contează, eram tot timpul undeva să fie 600 de kilometri. Dar în realitate cred că undeva un 480-500 de kilometri, dacă iai în momentul ăla cu mașina electrică, te descurci oriunde. Spuneam de punctul slab că în momentul în care vrei să faci o excursie mai serioasă, să te duci să faci Europa cu o mașină electrică, în momentul ăla îți dorești încărcare mai șmecheră pe mașină, deci îți dorești să ai cât mai multe tipuri de încărcare disponibile și cât mai mare puterea de încărcare, pentru că de ce te ajută treaba asta? Nu ești cum sunt eu, mă duc acasă. Știu că mă duc acasă, e stația liberă, pot încărca. Nu, te duci undeva și poate că vrei să stai numai o jumătate de oră sau nu știu, o oră, da? Și vrei în ora aia să tragi cât mai mult. De ce cei de la Kia probabil au făcut treaba asta și în timpul ăsta vă uitați și cât consumă instantaneu? Probabil s-au gândit că mașina, prin dimensiuni și prin destinație, este mai degrabă o mașină, mă rog, de oraș, și cam mult spus că mașina este extrem de competentă și are o dinamică
dacă ar fi să fac o comparație, la cine m-aș gândi așa ca mod în care se simte dinamic, la un mini. Deci are o dinamică extremă la un moment dat și de-aia și este locul întâi la slalom și la ce naiba, cum se numește, la super slalom, la ce, că nu mai rețin, pentru că s-a dovedit a fi stoc. Deci repet, mașina este stoc, mașina asta. Azi e sâmbătă, o să vină Ciprian să o ia la 4-5. Mâine dimineață se duce cu ea la concurs, așa cum este. Și după aia vine și mi-aduce duminică seara ca să-mi văd eu de treabă cu ea în continuare, da. Adică asta e o mașină, prieten, nu este o jucărie. Este o super mașină. Și revin la ce spuneam cu încărcarea. Probabil ăștia s-au gândit, bă, e o mașină care nu e neapărat ca să faci Europa cu ea. Cum de altfel te gândești că ar fi un EV6, da? EV6, altă arhitectură, 800 de volți, încărcare în jumătate de oră, da? Adică alte 18 minute sau nu mai știu cât este la, nu mai rețin la EV6 cât este. Eu zic că pentru ce este acest Soul, da, o să fie oameni care să spun, da, domne, dar Megane Tech are, nu știu ce, 22 de kW sau mai știu eu ce, și mai sunt și alții care, da, fără probleme puteți opta pentru o altă mașină care se potrivește mai bine stilului vostru de condus și de stilului, de fapt, tipului de traseu pe care îl faceți și ce destinație vreți să faceți cu mașina. Dacă sunteți genul care vă bazați pe încărcări, pe unde apucați, da, mergeți pe o mașină cu arhitectură superioară, cu baterii mari, nu că asta ar fi mică, și cu posibilități de încărcare extraordinare, să te încarci într-un sfert de oră, da? Merită atunci. În momentul în care 350-450 de km ți ajung și ai stația ta unde treci acasă, nu te mai interesează. Deci vă jur, și la 7 kW, 7,5 kW nu mă deranjează. Deci eu mă duc acasă în 10 ore încărcată mașina. Ce 10 ore? Vorbesc prostii, că nu. În 7-8 ore mașina încărcată. Ai venit seara, ai băgat-o în priză, dimineața când te trezești ești cu 400 de km pe bord în orice moment. Ce credeți? E ok sau nu e ok? Eu zic că e super ok. Un pic aglomerat în față, că aș vrea să cresc viteza, dar trebuie să ne adaptăm și la... Aici o să punem pe 110. Avem cruise control adaptiv, că mașina este, și asta e un alt punct în plus acum pentru noi că o filmăm, este echipare de top și ai pe ea cam tot ce vrei, inclusiv scaune ventilate, piele și așa mai departe. În același timp însă e un lest în plus, deci pentru cei care vor să scoată un maxim de eficiență, da, jante de 17 inci, greutate și așa mai departe, nu e ce trebuie, adică trebuie mare atenție de la ce vreți de la o mașină. Eu acum, sincer să fiu, dacă mașina nu ar arăta așa cum este, eu aș da banii pe ea diseară, aș acasă și aș da un avans imediat, aduceți-mi una de asta. Dar nu-mi place la exterior, îmi place mai mult Eniro. Și evident aștept să vină un Eniro din ăsta nou, să merg și eu cu el să văd care sunt diferențele față de cel pe care știam. După părerea mea, Eniro, și am spus-o de multe ori, rămâne de departe cea mai interesantă mașină electrică a momentului, ca raport câți bani dai pe ea și ce primești în schimb. Da, mă încântă și pe mine un EV6. Vorbeam cu băieții de la Kia, tocmai vânduseră un GT Line, deci nu un GT, cu 75.000 de euro, undeva la Iași, l-a cumpărat o doamnă la Iași. Și când am auzit 75.000 de euro, am luat să-mi zice, cum să dai, mă, 75.000 de euro? Că era 63.000 ăla pe care l-am prezentat eu. Și au zis, nu, 75.000 cu opțiuni, cum a vrut doamna, atâta. Și am zis, opa, cam mulți bani pentru mine ca să-i dau pe o mașină. Și mi-am pus problema, bă, îmi trebuie arhitectura de 800 de volți, chiar este atât de... Nu, la stilul meu de condus și cu stația acasă și cu panouri acasă nu mă interesează. Chestia asta este fabuloasă, deci arhitectura asta 400 este ultra suficientă. Da? Ca dovadă că inclusiv Megane E-Tech, o mașină foarte mișto, păstrează o arhitectură cumva similară. Vedeți consumul la 110 și
mergem și un pic mai tare, 120 de km pe oră. Am văzut prin niște review-uri că m-am uitat și eu, ca orice om, te uiți să vezi ce mai zice unul altul. Nu că ar conta neapărat pentru mine părerile lor, că eu știu exact ce e cu mașina și până la urmă părerea mea contează. Că de-aia ați intrat aici să vă uitați la ce spun eu, nu ce spun eu despre ce a zis unul sau altul. Dar mă uit pentru că de multe ori se poate ca eu să nu observ anumite chestii și dacă le observ altcineva nu mă deranjează. Mă uit, văd, a zis ăla nu știu ce. Ia să vedem dacă așa e cum a zis ăla. Dacă e așa cum e, o să, evident, subliniez și eu acest lucru. Dacă nu, o să spun că nu. Și de exemplu am auzit, am văzut păreri că SO-ul a fost penalizat de multe ori, că e zgomotos la viteză mare. Avem 120 de km pe oră. Mie nu mi se pare zgomotos. Dimpotrivă, știu mașini de 3 ori mai scumpe care fac zgomot mai mare la... Nu știu, e foarte bine antifonată mașina. Și unul dintre... Că am amintit de Tesla Model Y mai devreme. La două chestii am încercat să... Adică tot sper să aduc niște... Nu niște, toate modelele Tesla vreau să le aduc. Poate o să fac chiar cu Ciprian, că el are o Tesla Long Range și poate o să facem o filmare odată, așa că trebuie să debutăm și cu Tesla, să vorbim dintr-o Tesla ca să înțelegeți dacă sunt eu tâmpit sau nu. Dar după experiența mea cu Model Y, în momentul în care te urci într-un Soul sau într-un Eniro, nu Eniro ăsta nou, că ăsta nou va fi absolut genial. Nu vreau să spun vorbe mari, dar la manevrabilitate și feeling-ul a condus, Tesla este căruță. Deci căruță. Înțelegeți? Cine stă în spate într-o Tesla și cine stă în spate într-un SO-ul, nu are cum să nu simtă diferența. Nu există așa ceva. Deci nu există. Suspensia la mașina asta este fabuloasă. Și se simte, nu se aude nimic. Nu, păi, mergi într-un Model Y, să vezi cum bate ăla. La fiecare denivelare face bu, 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 așa face. Păi ce asta? Da, la fel, direcția la modelul ăsta este ultra precisă sub Megane E-Tech. Deci Megane E-Tech mi se pare mai incisiv decât SO-ul, dar în același timp configurația pe care are mașina asta m-a făcut să uit total de E-Tech. Total, total, deci nici nu... A, place că are display-urile alea, că e nu știu ce, dar uitați-vă cum merge mașina. Și zgomot, care zgomot. A crescut și consumul mediu, vedeți? Hai să mai băgăm un pic de viteză în ea. 130, da? Ce vreau să spun? Uite, nu știu dacă se vede cum scade range-ul, că nu dau seama dacă camera noastră cuprinde. Un punct slab, trebuie să-l spun, la SO-ul, față de multe mașini, inclusiv Megane E-Tech sau modelele din grupul Stellantis. Deși avem un display interesant și cu afișaje sau să spunem că afișează informații aproape complete, poate mai complete decât ce am văzut eu la orice altă mașină în ceea ce privește ce poți tu să scoți maxim dintr-o mașină electrică, totuși ca design și ca posibilități de personalizare este unul dintre display-urile foarte slabe. Deci nu se poate compara, nu poți să compari cu Megane E-Tech sau nu poți să compari cu, nu știu, un... și chiar un Citroen EC4 sau ziceți voi ceva, unde ai multiple posibilități de a configura foarte, foarte interesante. Și o problemă la ăsta este că, de exemplu, noi vrând să filmăm, nu putem cu... deci sunt întinse informația, se mi-a pus range-ul în partea, s-a tras prea mult de display, în timp ce zona superioară, da, are niște informații și acolo, dar mi se pare cumva că aș fi vrut să fie condensate, aș fi vrut să am un vitezometru digital pe mijloc. Nu numai că ne-ar fi fost nouă mai ușor de filmat, că na, asta e o chestie secundară și nu interesează pe aia care fac mașina. Dar aș fi vrut să am pe centru vitezometru digital, pentru că mă ajută. Cumva pierd mai mult timp ca să vizualizez informații vitale pentru mine, autonomia și viteza cu care mă deplasez, pentru că trebuie să mișc privirea dintr-o parte în alta. Numai cine stă la volan, cum stau eu acum, înțelege că, deși le vezi pe amândouă în același timp,
nu le poți procesa decât pe rând, din cauza distanței mari între ele. Deci asta e o greșeală. Deci eu văd ambele informații, dar creierul refuză să le vadă în acest, și atunci trebuie să mă focusez pe viteză să o văd și după aia să mă focusez pe autonomie să o văd. Și eu zic că e greșit lucrul ăsta. Da, e numai părerea mea. Vedeți că la 130 consumul sare de 20, e 20 și ceva. Repet, în condițiile, ce vedeți că mai scade aici, mai schimbă unul altul banda și ne mai afectează pe noi. Mie îmi place foarte mult chestia asta, nu era nimeni pe banda mea și a ieșit un domn cu un Passat mai vechi și s-a pus în fața mea și el nu mergea cu 130, mea cu 129 și acum na. Foarte precisă mașina, foarte confortabilă și în același timp se simte extrem de sportiv. Repet, de-aia este locul 1 la slalom, pentru că e demonstrat, are abilitatea superioară de a învinge orice altă mașină electrică și înțeleg pe locul 2, sper să nu zic prostii, vă uitați voi dacă vedeți la clasamente. Deci ăsta Ciprian bate pe unul cu Tesla, îl omoară pe ăla, acolo îl zăpăcește și ăla, dai seama că se frustrează maxim, omoare Tesla. Am văzut că e o chestie foarte tare cu Teslele astea peste tot. Toată lumea vrea să bată Tesla și toți care au Tesla vor să bată pe toată lumea. La sprint, la, nu știu, 400 de metri și așa mai departe. Și sigur, sunt modelele alea, Plaid și așa mai departe, care pot să facă niște chestii, da? Asta încerc să spun, că cine are impresia că dacă Tesla bate tot în linie dreaptă, bate tot și pe viraje, trebuie să conducă un e-Soul. Nu zic un EV6 sau altceva, conduceți un e-Soul, un Megane Tech, vedeți cum se manevrează un Megane Tech, după aia vă urcați într-o Tesla care vreți voi și îmi spune și mie cum se simte ca direcție una și alta. Să vedem, știe Renault în Formula 1 să facă mai bine decât toți aia plătiți cu bani de Elon Musk. De repet, eu, mie îmi plac mașinile Tesla și înțeleg și apreciez și pentru mine Elon Musk este cel care a deschis acest drum pe care ne aflăm. Nimeni altul n-a îndrăznit înaintea lui să facă asta la scara la care a făcut-o Elon Musk. Și dăm cezarului ce al cezarului, dar să fim serioși. Adică nu poți să ștergi cu buretele 100 și ceva de ani al lui Mercedes, nu poți să ștergi cu buretele Renault, care a câștigat Formula 1 când Elon Musk era proiect pe harta părinților lui. Deci sunt niște lucruri complicate în viață. Să încercăm și viteze un pic mai mari și o să las să vedem și consumul și zgomotul ăla de care vorbește lumea, că mie, de exemplu, la 140 de km pe oră, da, începe să se simtă, mai ales că aerodinamica nu este neapărat de mașină de Formula 1, dar nici pe departe nu e zgomot în ea. Absolut diferență majoră în favoarea lui e-Soul față de multe mașini cu motoare termice, de exemplu. Și pentru cum arată mașina, forma pe care o are, eu zic că e excepțională, da. Și uite, la 140 tot ușor peste 20 de kWh consumul instantaneu. Hai să mai mergem și cu o viteză un pic mai mare, că poate nu știm noi, nu înțelegem anumite chestiuni. Da, 150. Plutești în mașină. Deci mașina plutește, suspensia este perfectă, perfectă, perfectă. Am văzut-o inclusiv traversând niște limitatoare din astea de viteză, pe care le traversez cu toate mașinile. Poți să vii cu viteze de 50-60 de km pe oră și îți trece peste limitator fără să facă un zgomot suspensia. Adică nu știu ce i-au făcut, nu știu cu cât i-au plătit pe ăștia de la BMW, Audi și de unde i-au mai luat, dar asta spun, know-how e totuși un mare atu. Să aduci oameni care știu să facă suspensii, care știu să
să tuneze, să ajusteze o direcție și în general un șasiu, face o mega diferență. Deci mașina asta merge absolut superb pe autostradă. Nu vă arăt că Ciprian Chirciu, salut. Vrea să știe când îi dau mașina. Nu știu dacă vreau să o mai dau, mai mă gândesc. Deci uitați, 150 km/h într-o mașină electrică, range-ul 303 este acum. Da? În condiție în care am făcut 112. Și în curând se vede Piteștiul.